găsit! Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de vreme instabilă pentru 15 județe din țară. Avertizarea meteorologică vizează și zona de munte a județului Suceava. Marți, în intervalul 12-20, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în zona Carpaților Orientali, în cea mai mare parte a Dobrogei, în sudul Moldovei, dar și în estul Munteniei. Se vor manifesta averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindina. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 30-50 de litri pe metru pătrat. Sub incidența codului galben se află județele Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Ialomița, Călăraș, Vrancea, Buzău, Prahova, Brașov, Covasna, Harghita, Suceava, Neamț și Bacău.